Versete biblice, scripturale despre rugăciune. Iată ce ne spune chiar Dumnezeu despre rugăciune. Noul Testament Matei 7. Cereți și vi se va da. Căutați și veți afla. Bateți și vi se va deschide. Că oricine cere primește, cel ce caută află, și celui ce bate îi se va deschide. Cine este oare omul acela dintre voi, căruia fiul său îi va cere pâine și el îi va da piatră? Sau De va cere pește, el îi va da șarpe? Deci, dacă voi, răi fiind, știți să dați daruri bune fiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, cel din ceruri, va da cele bune celor care cer de la el. Matei 21. Adevăr vă grăiesc. Dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut cu smochinul, dar și muntelui acelui al dei veți zice, ridică și aruncă-te în mare, așa va fi. Și pe toate câte le veți cere, rugându-vă cu credință, le veți primi. Marco 11 Adevăr vă spun că cel ce i-ar zice muntelui acestuia, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fi va lui orice va zice. De aceea vă spun, pe toate câte le cereți, rugându-vă să credeți că le-ați și primit, și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru, cel din ceruri, să vă ierte voie greșelile voastre. Matei cu cu5. Iar când vă rugați, nu fiți ca fățarnicii, că lor le place să-și facă rugăciunile stând în picioare prin sinagogi și prin răspândi ca să se arate oamenilor. Adevăr vă grăiesc și au luat plata lor. Tu însă, când te rogi, intră în camera ta și închizând ușa, roagă de tatălui tău care este într-o ascuns. Și tatăl tău care vede într-o ascuns îți va răsplăti la arătare. Matei 6.7 Iar când vă rugați, nu spuneți mult de capăgânii, că acestora li se pare că prin vorbăria lor vor fi ascultați. Deci nu vă asemănați lor, că tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte de a cere voi de la el. Matei 6.31 Așadar, nu vă îngrijorați, spunând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, deoarece pe toate acestea păgânile caută, că știe Tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie de toate acestea, ci căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea vi se vor adăuga. Ioan 16 Așadar, voi sunteți triști acum, dar eu iarăși vă voi vedea și inima voastră se va bucura, și bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi. Și în ziua aceea nu mă veți mai întreba nimic. Adevăr, adevăr vă spun. Orice veți cere de la Tatăl în numele meu, El vă va da. Până acum nimic n-ați cerut în numele meu. Cereți și veți primi pentru ca bucuria voastră să fie de plină. Luca 11 cu 5 Și le-a zis, cine dintre voi, având un prieten, de se va duce la el în miez de noapte și va zice, prietene, împrumută-mă cu trei pâini, că mi-a venit un prieten de pe drum și n-am ce să-i pun dinainte. Dar acela răspunzând dinăuntru, iar zice, nu-mi da de lucru acum Ușa e încuiată și copiii mei sunt înașternut cu mine. Nu pot să mă scol să-ți dau. Vă spun eu vouă. Chiar dacă nu se va scula și nu-i va da, pentru că este prieten, pentru îndrăzneala lui totuși se va scula și-i va da cât îi trebuie. De aceea, eu vă zic, cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide. Că oricine cere ea, și cel ce caută, găsește, și celui ce bate îi se va deschide. 2. Corinteni: 1. Dacă și voi ne veți ajuta prin rugăciune pentru ca darul acesta primit de noi, din partea multora, multora să le fie prilej de mulțumire pentru noi. Filipeni: 4. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru. Aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Iacov 4 Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți, sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău. Efeseni 6 Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și cu rugăciune pentru toți sfinții. Matei 5, 44 Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc, ca să fiți fii Tatălui vostru celui din ceruri, că El face să răsară soarele peste cei răi și peste cei buni și face să plouă peste cei drepți și peste cei nedrepți. 1 Ioan 5 Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă, și dacă știm că ne ascultă orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Marcu, 1 cu 40, și-a venit la el un lepros, și îngenunchind, rugându-l, zicând: Dacă vrei, tu poți să mă curățești. Și făcându-i semilă și-a întins mâna și s-a atins de el și a zis, Vreau, curățește-te. Și îndată s-a îndepărtat lepra de pe el și s-a curățit. Ezra 8 Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și el ne-a ascultat. Iov 42 Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început. După ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Psalmi 143. Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-ți urechea la cererile mele, ascultă-mă în credincioșia și dreptatea ta. Ieremia 29. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Romani 8 Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Filipeni 4 Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni, cereri, cu mulțumiri. 1 Tesaloniceni Rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Iisus, cu privire la voi. Iacov 1. Dacă vreunea dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește, seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt, încoace și încolo. Psalmi 5 Doamne, auzim glasul dimineața. Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Psalm 65 Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Daniel 9 Pleacă urechea, Dumnezeule, și ascultă. Deschide ochii și privește la dărmăturile noastre și la cetatea peste care este chemat numele tău. Căci nu pentru neprihănirea noastră îți aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările tale cele mari. Efeseni 6 cu 18 În toată vremea rugându-vă într-un Duhul, prin orice rugăciune și cerere, și într-o aceasta privegheată cu toată stăruința, rugându-vă pentru toți sfinții și pentru mine. Doi Corinteni Harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită, deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru că puterea lui Hristos să rămână în mine. 1 Timotei Vreau ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Isaia 65 Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să îi sprăvească vorba, îi voi asculta. Ieremia 33 chiamă mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Psalmi 145 Domnul este lângă toți cei ce îl cheamă, lângă cei ce îl cheamă cu toată inima. Psalmi 18 Dar în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu din locașul lui. El mi-a auzit glasul. Și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Ioan 15: Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod, și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Faptele Apostolilor 16. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila, se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Dragii mei, am adăugat și versete din Vechiul Testament și le-am dat glas pentru a prinde curaj în rugăciune, pentru a ne învăța să ne rugăm și pentru a le asculta atunci când avem îndoiel sau neputință sau când simțim că rugăciunea noastră nu este auzită, ceea ce nu este adevărat. Dragii mei prieteni și frați, mă bucur foarte mult că suntem împreună, în Duhul Ortodox. Să nu lăsăm această putere a țării noastre să se risipească.